Ultima întâlnire a elevilor clasei a 8-a A de la liceul cu program sportiv din Slatina. Cu toții au rememorat amintirile plăcute din cei 4 ani de gimnaziu și spun că și-ar dori să dea măcar o dată timpul înapoi și să ajungă în clasa 5-a. Mi s-a părut o experiență de neuitat și acum chiar îmi pare rău că o să mă despart de colegii mei și chiar aș vrea să mă întâlnesc cu ei și la liceu. Am rămas cu foarte multe amintiri și o să-mi lipsească dirigintele meu, toți profesorii pe care i-am avut și a fost foarte interesant. Au fost niște ani frumoși, am fost un colectiv unit și am avut noroc de niște profesori care ne-au susținut și ne-au ajutat să parcurgem un drum mai ușor decât poate la alte școli. Îi mulțumim cu toții domnului diriginte pentru că datorită lui am obținut niște rezultate remarcabile la matematică. Cel mai frumos a fost în tabere, doar că din cauza pandemiei n-au fost chiar așa de speciale, dar avem multe amintiri, multe prostii făcute la școală. Au fost niște ani foarte frumoși și interesanți, am învățat foarte multe, mi-a făcut multe amintiri și cu profesorii și cu colegii. A fost o perioadă minunată. Ultimul an a fost mai dificil, spun elevii. Au fost nevoiți să se împartă între distracție și școală, să învețe să scape de emoții și să se concentreze pe ceea ce au de făcut la examen. Tinerii mărturisesc că nu ar fi putut reuși dacă nu ar fi fost sprijiniți atât de părinți, cât și de profesori și mai ales de dirigintele lor, Dorin Popa. În ultimul an am încercat să mă bucur cât mai mult de ultimele momente petrecute alături de colegii mei, și am simțit presiunea examenului cam prin semestrul al doilea și evident profesorii m-au ajutat foarte mult, mai ales dirigintele meu și părinții mei. A fost dificil, foarte mult ne-au ajutat profesorii, au fost înțelegători cu noi și domnul diriginte ne-a ajutat foarte mult. Cum? Emoțional și nu numai. Ne-au ajutat să stăpânim emoțiile, să ne focusăm pe ceea ce aveam de făcut și să avem încredere în noi ca să nu mergem prea emotivi la probe. Am încercat oarecum să separ învățatul de distracție. Am mers oarecum cu amândouă. Cine a fost sprijinul tău? În primul rând profesorii, mai ales cei de matematică și de română, clar. Cei care am făcut meditație, dar și părinții. Dirigintele și profesorul lor de matematică este foarte mulțumit de rezultatele copiilor. 8 note de 10 și 20 cuprinse între 9 și 9,99 este bilanțul reușit la una dintre cele mai dificile materii, matematica. Mă numesc Voica Maria, am luat la română 9,80 și la mate 10. Mă numesc Georgiana Popa, am luat 9,80 la română și 10 la matematică. Mă numesc Nicolae Teodor Andrei, la matematică am luat 10 și la română 9,45. Mă numesc Vladianis, la matematică am luat 10, iar la română 9,85. Mă numesc Bărbulescu Tea, la matematică am luat 10 și la română 9,50. Mă numesc Terie Gabriel Ionuț, la română am luat 9 și la matematică am luat 10. Mă numesc Bolțuiera Luca Maria și la română am luat 9,70, iar la mate 10. Mă numesc Magala Nicol, la română am luat 9,70 și la matematică 9,90. Mă numesc Curela Roana, la matematică am luat 9,80 și la română 9,35. Mă numesc Năstasia Amalia, la română am luat 9,70 și la matematică 9,40. Mă numesc Constantin Darius Ionuț, la matematică am luat 9,90 și la română 9,50. Mă numesc Cuje Bianca, la matematică am luat 9,90 și la română 9,75. Mă numesc Trașcă Vlad, la matematică am luat 9,80 și la română 9,05. Mă numesc Popa Răzvan, la mate am luat 9,20 și la română 9,50. În cei 4 ani minunați petrecuți împreună, adolescenții și dirigintele lor au format o echipă de succes. Dorin Popa le-a fost nu doar profesor, ci și cel mai bun prieten. Cu tact și multă pasiune i-a făcut să descopere fascinanta lume a cifrelor, să dezlege o parte din tainele științei și să rezolve cu ușurință și plăcere probleme și exerciții de matematică. Pauzele le petrecea alături de copii, mâncau împreună în clasă, iar iarna participa cu drag la celebrele bătăi cu bulgări. Rezultatele pe care le-a obținut într-adevăr au fost niște rezultate de care eu, ca și profesor de matematică, sunt foarte mândru. Pentru mine, sincer, nu este o surpriză, sau este o surpriză plăcută, dar nu mă miră pentru că au fost și sunt genul de copii care au muncit 8 ani de zile, pentru că un meritiu deosebit are aici și doamna învățătoare Mariana Vladu. Și era firesc să fie încununați acești 8 ani de muncă susținută cu niște rezultate pe măsură. Încă o generație de care o să-mi fie dor, o generație de copii de care sunt dragi și chiar o să-mi doresc să-i reîntâlnesc, cine știe, peste câți ani, să depănăm ceea ce s-a întâmplat în cei 4 ani de gimnaziu. O generație frumoasă. Întâlnirea emoționantă din curtea liceului cu program sportiv s-a încheiat cu o ultimă strigare a catalogului.
Mă numesc Ilia Fabian, la română am luat 9.20 și la mate 9.40. Mă numesc Baico Alexia și am luat 9.20 și la mate și la română. Mă numesc Dițe Ianis, la matematică am luat 8.90, iar la română am luat 8.60. Mă numesc Mari Mario, la română am luat nota 8 și la matematică 8.60. Mă numesc Petria Daria, la matematică am luat 8.70 și la română 8.90. Mă numesc Tudorache Andreea Sionuz, la română am luat 8.40, la matematică am luat 9.30. Mă numesc Vasile Rareș, la matematică am luat 8.75 și la română 9.25. Mă numesc Șerban Răzvan, la română am luat 7.90 și la matematică 8.75. Camalia Maria, la română am luat 7.60, la matematică am luat 8.05. Mă numesc Ungureanu Antoni, la română am luat 9.05 și la matematică 6.80. Liceul cu program sportiv a reușit în fiecare an să obțină rezultate excepționale și pe partea teoretică. Echipa didactică de aici este bine pregătită și adaptată la cerințele noilor generații, astfel încât copiii să poată obține performanțele dorite.